Copiii de la Centrul de zi din Dumbrăvița au organizat în după-amiaza zilei de marți, 10 decembrie, o sărbare dedicată Sfintei Sărbători a Crăciunului. Pentru acest eveniment, copiii au pregătit poezii, colinde și urări, care mai de care mai frumoase, care au încântat publicul prezent. Încă de la începutul lunii decembrie, copiii de la Centrul de zi au făcut repetiții și s-a simțit aici magia Crăciunului. Copiii au pus foarte mult suflet și s-au pregătit, motiv pentru care merită să fie încurajați, felicitați, atât ei cât și doamnele educatori care s-au ocupat de programul acestei sărbări. Spectacolul de Crăciun a început cu cei mai mici, de la grădiniță, după care au fost urmați de colegilor mai mari, care au oferit clipe de neuitat celor prezenți în sală. Toți copiii au primit pachete cu cadouri de la Moș Crăciun, care a fost asistat cam fiecare an de ajutoarele sale din cadrul primăriei și Consiliului Local Dumbrăvița. Trebuie știut că Centrul de zi pentru copii Dumbrăvița își va încheia activitatea pe acest an cu tradiționalul târg caritabil de Crăciun, unde toată lumea este invitată să se bucure de o atmosferă caldă, specifică Crăciunului, și vor avea ocazia să ofere un zâmbet pe fețele copiilor beneficiari ai Centrului de zi prin donațiile pe care le vor face.